mulțumesc mult. Dar ce să le zic, doamnă? Ce să le spun? Că nu mai știu acum după cine să mă iau. Ce să spun? Nu vă mulțumesc pentru transport. Le mulțumesc și eu că muncesc oamenii, se duc în frig, în ploaie, uite, vorbesc cu niște copilași, ușor speriați. Le mulțumesc, pot să zic mulțumesc mult. Mai schimbă, zice. Mai schimb, adică odată așa, odată așa. Ok. I-am dat bloc. Doamna doctor Laura Ene este pe canapeaua de la Neața, întâlnirea noastră săptămânală. Evident, discutăm despre alimentație. Încercăm să găsim niște cuvinte potrivite, pentru că mi se pare că de vreo 2 ani de zile noi vorbim, noi auzim. Bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața. Vi se întâmplă chestia asta, să aveți senzația că vorbiți în van? Mie mi se pare că vorbesc în van de aproape 20 de ani despre ce înseamnă nutriție echilibrată și sănătoasă. Întotdeauna am susținut că nu există restricții, nu există n-ai voie, există doar măsura potrivită și parcă eu vorbesc, eu aud într-adevăr. Dar unde greșim? Care e ideea? Ce nu facem bine? Ne luăm după trenduri. Ne luăm după mode, după moda dietelor și dacă stăm să derulăm filele timpului, foarte multe diete au fost la modă și apar din ce în ce mai multe diete, însă stilul, așa cum stilul vestimentar clasic rămâne clasic și cel mai căutat și cel mai potrivit, așa și dietele nu sunt decât mode care apar. Stilul de alimentație echilibrat rămâne cel pe care trebuie să-l căutăm. Cu toate astea, mi se pare că în ultimii 30 de ani, de când ne confruntăm, că n-am auzit de diete pe vremea lui Neanicu, mă scuzați că n-am auzit pe cineva să fie la vreo cură, doar dacă erai bolnav și țineai un regim alimentar. De 30 de ani se întâmplă lucrurile astea. O zonă care lasă loc imposturii la greu și apar tot felul de specialiști, apar tot felul de suplimente care peste noapte, nu-i așa, din tine scot răul cel de pe urmă și vei rămâne un tip sănătos, dar îmi pare că oamenii au început să încet, încet să ceară și sfatul specialistului, ceea ce ar fi trebuit să facă de la început. Cu siguranță asta este de făcut atunci când te confrunți cu o problemă de sănătate și nu numai, chiar atunci când vrei să rezolvi câteva kilograme în plus. Pentru că fără niște analize bine documentate de sânge, fără o evaluare corporală, fără un plan bine pus la punct, un plan care, sigur, începe cu o dietă, începe cu o restricție calorică pentru rezolvarea unor kilograme în plus, dar trebuie să continue cu menținerea, cu un plan de menținere, cu un plan în care, până la urmă, mâncarea naturală, mâncarea adevărată, trebuie să facă parte din viața noastră în toate felurile ei. Și pâinea, și cartofii, și carnea, și tot nimic, din punctul meu de vedere, nu ar trebui exclus într-o viață echilibrată. Se spune că ce îți este interzis cumva stârnește mai tare poftă în tine, fie că vorbim de vicii, fie că vorbim de o simplă alimentație. Cei care nu se pot atinge, ca așa le-a zis doctorul, de cartofi, suferă atât de mult și fac pe ascuns niște gesturi care s-ar putea să ducă uneori și la tragedii. Cunosc oameni care în urma unor diete au ajuns pe masa de operație sau chiar mai rău. Mergem la stresul cotidian și mergem la ce ne-a adus nouă progresul ăsta economic și anume o agitație perpetuă. Nu prea știm încotro alergăm, cert este că alergăm. Ce sfaturi avem pentru cei care pleacă dimineața în fugă? Mai am și copiii de dus la școală și evident sar peste micul dejun. Săritul peste micul dejun dis de dimineață, de cum ne trezim, nu ar fi o problemă dacă acest mic dejun ar fi luat undeva până în ora 10-11, putem să mergem și până la ora 12, cu condiția ca să nu ciugulim până atunci tot felul de calorii goale, pentru că noi avem tendința de foame, să păcălim foamea cu un covrigel, cu un biscuite, cu o mână de nuci alune migdale, cu o mână de fructe uscate, pentru că am citit peste tot că sunt sănătoase. Și nu sunt sănătoase. Sunt foarte sănătoase, dar nu țin de foame, au multe calorii și nu ne ajută la sațietate. Aceste mici ciuguleli pot fi parte a unei gustări luate între două mese, care se depărtează foarte mult. Ar fi o soluție să pregătim mic dejunul de seară? Cea mai bună soluție ar fi să-l pregătim de cu seară, iar dacă micul dejun preferat pentru mine cel puțin este un sandwich, pe care oricine îl poate face, două felii de pâine, o felie de brânză sau... Vor sări cunoscătorii de Instagram și vor spune pe cum, doamna doctor, pâine? Da, pâine.
pâinea noastră, cea de toate zilele. Am uitat să mai mâncăm pâine și mâncăm crackers de toate felurile, integral și... Păi și nu sunt buni? Foarte bun, dar mie una îmi rănesc gingiile. Eu nu aș mânca așa ceva. Dacă ar fi să mănânc ceva să-mi facă plăcere, nu aș mânca crackers. 3 crackers înseamnă și echivalează cu 2 felii de pâine. Deci aș mânca niște crackers care îmi rănesc gingiile și mie una nu mi se potrivesc și n-aș mânca 2 felii de pâine care mi-ar asigura satietatea. Pentru că ni se spune că pâinea albă este cancerul în floare. Adevărul e că nu am spus despre pâine ce tip de pâine. Avem o mulțime de sortimente, de pâine integrală, pâine de secară, pâine de graham, putem să ne facem pâine în casă. De ce să nu apelăm la mâncărurile noastre cu care am și crescut? Pe de altă parte, pâinea este foarte sățioasă. Ține, chiar ține foarte bine de foame. Ne-am dezvoltat obiceiul de a bea un smoothie de cu dimineață. E adevărat că alimentele date prin blender nu îngrașă? Depinde de concentrația lor și ce mai punem acolo în smoothie. Un smoothie potrivit trebuie să aibă o parte verde, trebuie să aibă o parte moale, poate să aibă o banană, un avocado, un mango, niște fructe de pădure și ăla ar trebui să însemne micul nostru dejun. Dacă îl completăm cu semințe de in, semințe de cânepă, miere și alte lucruri, cu siguranță că îi creștem încărcătura calorică. Sunt oameni care spun, sunt în deficit caloric și cu toate astea nu slăbesc. Ce fac greșit cu siguranță? Ce fac oamenii ăștia greșit? S-ar putea să nu se hidrateze eficient, să nu facă suficientă mișcare sau să împingă toate caloriile pe care le mănâncă în partea a doua zilei, când corpul nostru nu mai cheltuie acele calorii, ci mai degrabă le depune în proporție de 75%. Ar trebui să ne facem rezervele de dimineață. Cu siguranță, undeva eu recomand mesele a fi luate 3 mese principale între ora 9-10 și maxim 7-8 seara. Mergem pe ideea că e mai important decât ce mâncăm, când servim masa, rutină și program, cam la asta apelăm. Asta ar fi organizarea meselor, să nu împingem prima masă a zilei mai târziu de ora 12, pentru că o să intrăm foarte flămânzi în partea a doua zilei, o să fim tentați să ciugulim de obicei calorii goale, iar spre seară vom sfârși mâncând ceea ce trebuia să mâncăm ziua. Pentru că senzația de foame nu poate fi înlăturată. E foarte greu de controlat.